Astăzi avem onoarea să o avem alături de noi pe Miriam, probabil cea mai bună jucătoare de tenis din județul Alba și care reprezintă județul la nivel național și internațional, și ne aflăm, cred că, pe terenul pe care chiar a început să practice. Miriam, salutări! Bună ziua, bine v-am găsit! După cum spuneam, suntem pe un teren de zgură, corect? Da. Și cred că unul dintre terenurile pe care tu ai început să practici tenisul. Da, exact. Aici am crescut, aici m-am antrenat ani buni de zile și îmi face plăcere să revin aici mereu. Este un sentiment plăcut. Pentru cei care nu știu, ai spus că îți place să revii aici. Momentan, unde locuiești și unde te antrenezi? Aș zice peste tot, pentru că noi, tenismenii, avem turnee în fiecare săptămână în locuri diferite, adică în toată lumea. Acum am întors din Canada, o să plec sâmbătă în Spania și este un sentiment aparte să te întorci aici, să simți că ai ajuns undeva de pe trenurile acestea din Alba Iulia. Mici, undeva amplasat în cetate. Da. Dacă știu că am zis la povestea asta, spune-ne un pic de pe zgura din Alba Iulia, unde ai avut primele meciuri, unde ai avut primul contact cu mingea, și o să revenim un pic mai târziu la primul contact. Care este cel mai important loc în care ai jucat până acum? Probabil turneele WTA mari de 250.000. Am jucat la București acum câțiva ani pe tablou principal. Am jucat la București anul trecut la 125 tot pe tablou principal. Budapesta tot așa 250.000, însă anul acesta îmi doresc și sunt mari șanse să ajung pe cel mai mare teren de zgură la Roland Garros. Hai să vorbim un pic despre începuturi. Hai să vorbim despre cum ai început să joci tenis și ce te face să mergi în continuare. Am început de mică pentru că aveam ceva energie prea multă. Tatălui meu a plăcut ideea de a juca tenis și s-a părut un sport pentru fete foarte interesant și ai spus că unde... Începuturile și după aia, care-i punctul ăla care te-a făcut, știi, sclipirea aia care te-a făcut să mergi mai departe? A fost dragoste la prima vedere. Am știut că din momentul în care am intrat pe teren, nu prea o să mă facă nimic, nu o să mă oprească nimic până nu ajung unde mi-am propus și unde îmi propun. Ai mai practicat și alte sporturi sau doar tenis? Nu. Deci n-ai mai cocheta și cu altceva? Nu, tenis și am avut multe încercări, evident. Puteam să merg la un liceu mai bun, puteam să merg la o facultate, însă am continuat și mă bucur că am continuat pentru că sunt foarte aproape să-mi îndeplinesc visul. Care este, ce înseamnă să-ți îndeplinești visul? Vreau să fiu în top mondial, nu aș zice un număr pentru că există na, top 150, vreau să fiu cât mai bună, cât pot eu de bună ca și persoană să joc. Ok, hai să vorbim un pic acum despre ceea ce mulți nu înțeleg din fața televizorului sau când stau pe un scaun în fața unui teren sau unei sale de sport, pentru că vorbim de foarte multe locuri în care se practică sportul. Ce înseamnă munca din spatele unui jucător de tenis? Aici, într-adevăr, nu se știe. Fiecare jucător de tenis muncește 5-6 ore pe zi. Înseamnă antrenament de tenis, antrenament de pregătire fizică, antrenament mental și se adună cam 5-6 ore. Asta fiecare jucător o face. Și acum delimitarea se face că unii ajung sus după această muncă, alții nu, dar noi am făcut aceeași muncă, aceleași ore și este zi de zi și nu e ușor deloc. Și zici zi de zi, zici foarte multe ore, asta eu automat o traduc în sacrificii. Zi ce înseamnă sacrificii din punctul tău de vedere. N-am numit niciodată sacrificiu, că mereu mi-a plăcut ce fac și nu mi s-a părut o problemă că nu mă duc când eram mică în fața casei cu copiii să mă joc sau după aceea că n-am mers la anumite petreceri sau n-am stat destul cu familia. Toate acestea
ok, au fost sacrificii, doar că mie mi-a plăcut ceea ce fac și m-am dus după visul meu și am făcut-o cu plăcere. Spune-ne câteva dintre cele mai importante achievement-uri ale tale în lumea tenisului. Pentru cei care nu-ți cunosc palmaresul. Da, băi, pornind de la campioană națională și la 10-12 ani și la senioare, locul întâi național, am fost top 20 la juniori, la under 16, iar la seniori cele mai bune rezultate le-am avut anul trecut în ultimele 6 luni. A fost o creștere de 200 de locuri în clasamentul WTA, de la 450 la 250. Am câștigat prima dată un trofeu de, 25.000 de dolari premii și încă două finale și asta m-a dus pentru prima dată în top 250, care înseamnă de acolo începe elita tenisului și cam la același clasament, 230, pot să joc și Grand Slam-urile, care acelea sunt, de fapt, obiectivele fiecărui jucător de tenis. Când ai început, te gândești că vreau să ajung la... Și la mine este Roland Garros, care... Și ai precizat o treabă foarte importantă, ai vorbit de câștiguri, automat câștigurile au adus venituri și lumea poate să spună, super, au câștigat o mulțime de bani, dar... Știu la fel că în spatele sportului banii aia pe care tu îi câștigi îi investești la loc în sport. Da. Aici este un subiect dezbătut de, nu știu dacă cei care nu sunt în fenomenul cunosc, doar este o problemă mondială ce se întâmplă cu veniturile unui tenismen care, la fel cum fiecare muncește câteva ore pe zi, călătorește, luptă în meciuri. Problema este că nu se câștigă și ca și mine, de exemplu, fiind 250, te gândești top 250, te gândești că ar trebui să fac ceva, să câștig ceva premii financiare, însă nu e deloc așa față de un, nu știu, fotbalist sau orice alt sport. La elita mondială se poate câștiga, deci aici ne plângem și adică este mare dreptate că nu avem niște premii de loc împărțite. Spune-mi un pic cât de mare este efortul financiar, chiar de când începi să practici sportul și până când ajungi să joci la profesioniști. Este foarte mare. În țara noastră ar trebui să vii dintr-o familie destul de înstărită. Și avem exemple destule. Da, exact. Sau în cazul meu am dat peste niște oameni cu care m-au ajutat, m-au susținut și în cazul meu în continuu am căutat ajutor, sprijin. Am fost norocoasă, să spun așa, am găsit mereu și momentan sunt ajutată de primăria Alba Iulia și de clubul municipal Unirea. Înseamnă mult pentru că este o presiune financiară, este un stres și altcumva poți să performezi când dar toate sunt... la fel de rapid poți să și renunți la performanță, da, dacă nu clar, găsești clar partea asta financiară. Exact. Dar ai vrut oare să faci o comparație, că ai spus în țara la noi, știi cum, oare sistemul funcționează diferit în alte țări? Da, știu că funcționează diferit, tocmai m-am întors din Canada și am auzit acolo că federația susține foarte mult performanța. Da, la noi nici nu mai este nimic de spus, pentru că în ultimii 5 ani au fost la Federația Română de Tenis, fondurile au fost blocate și a fost un ajutor zero. Dar ce să zic, ne descurcăm cum putem și cred că dacă ai un vis și un gol, o să le poți îndeplini indiferent. Găsești o soluție. De ce Canada? Că văd că foarte mulți sportivi din România care vor să facă performanță merg în Canada. Așa ce mă refer la sportul de contact. O avem pe Diana Belbița, care știu că a plecat de curând în Canada. La fel, greii boxului au mers înspre Canada. Oamenii din tenis merg înspre Canada. Am avut ocazia să văd și eu live ce se întâmplă, foarte mult ajutor din partea federațiilor, foarte mult buget au pentru sport, respectă mult sportul, am jucat niște turnee destul de mici acolo, de 25.000, care sunt cele mai mici și ești la fel respectat ca și când ai fi o jucătoare top.
Da, și au un sistem foarte bine pus la punct și da, este admirat și visând așa că și la noi se poate întâmpla asta în câțiva zeci de ani. Știu că este clișeic, dar dacă îi spune unei fete, unui tânăr care vrea să puce de tenis, ce le-ai transmite? Și ce le transmiți celor care vor să practice tenisul și pe viitor? Să calce pe urmele tale încet, încet. Da, important este să, dacă îți place 100% tenisul și nu ai alte sporturi în cap sau alte, nu știu, drumuri pe care vrei să, dacă vrei să devii profesionist în tenis, să îți dorești asta 100%, să-ți placă tenisul și să ai încredere. Știu că sună așa, dar dacă ai încredere că și eu, o fată din Alba Iulia, micuță, am ajuns să joc în cele mai, în multe locuri din țară și o să joc în cele mai bune turnee, am putut, de ce nu? Oricine poate dacă are încredere și continuați, asta zice, să perseverați, pentru că există minuni. Și acum, la final, vorbește-ne un pic despre planurile de viitor. Ne-ai spus de la Roland Garros, dar mai spune-ne pe termen scurt unde vei juca și deja suntem la început de 2023, dar da, un pic. O să plec într-un circuit de 4-5 turnee pe zgură în Spania și Italia, unde vor fi ultimele turnee care se punctează pentru Roland Garros. Mie personal mai îmi trebuie câteva puncte, 20-30 de puncte, care înseamnă nu un rezultat extraordinar, adică dacă fac o semifinală și încă ceva, pot să fac punctele și să ajung pe tablou de calificări la Roland Garros, care este și obiectivul meu. Și atât, nu există altceva decât asta. Super, îți mulțumim pentru timpul acordat și spor în toate. Mulțumesc mult!